Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de omul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuțitul sau limba lor ca șarpelui, venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oameni nedrepți, care au gândit să împiedice pașii mei. Pusu-mi au cei mândri curse mie și funii, curse au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului, Dumnezeu meu ești Tu, ascultă glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit ai capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele pe mâna păcătosului. Viclenit au împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trufească. Vârful lanțului lor, osteneala buzelor lor, să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbuni aprinși, în foc aruncă-i pe ei, în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la peire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta.